În acest an, liturghia Hramului Sfintei Parascheva s-a desfășurat în condiții speciale. Ieșenii au venit dis de dimineață să asculte slujba și să se roage la raclă. Din păcate, sărbătoarea a fost umbrită de incidentele dintre pelerinii veniți din afara Iașiului și jandarmi. În cele din urmă, toți oamenii au fost lăsați să se închine. Sfânta liturghie a fost oficiată pe un amplasament în fața Catedralei Mitropolitane. Împreună cu Mitropolitul Teofan au slujit înalt preasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților și preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud. Înalt preasfințitul Părinte Teofan a reamintit că moaștele Sfintei Parascheva se află în capitala Moldovei din anul 1641 și reprezintă de atunci și până astăzi cascada lină și curată de apă vie izvorâtă din Hristos Domnul pentru noi, însetații acestei lumi. Mitropolitul a rugat-o pe Sfânta Cuvioasă Parascheva să fie aproape tuturor și să ofere ajutor mai ales celor din spitale. De asemenea, ierarhul a îndemnat la respectarea normelor sanitare. Ieșenii au ascultat în liniște slujba, dar sunt mâhniți că anul acesta a fost total atipic. Sărac, foarte sărac, pentru că Iașul nostru era plin, era vesel, vedeai lume cu diferite porturi care veneau din toate colțurile țării să o cinstească pe Sfânta noastră Parascheva. Anul acesta am fost bucuroasă că am trecut de 3 ori, dar sunt mâhnită că cei care au venit s-au întors înapoi. Mulți dintre ei au venit, dar s-au întors înapoi supărați, mâhniți, cu lacrimi în ochi, că n-au putut să treacă să o prețuiască, să o cinstească pe cuvioasa Parascheva. Din păcate, sărbătoarea a fost umbrită de incidente. Nemulțumiți că nu sunt lăsați să se roage la racla sfântă, oamenii din afara Iașului și-a vărsat oful pe jandarmi, văzuți ca exponenții autorităților. Biserica Sfinții Treilani sunt preoți care pot oferi sfânta și dumnezeiască împărtășanie. Mai sunt 200 de oameni. Noi din București și de peste tot am fost lăsați. Cei de la mitropolie au spus că va intra și toată lumea. Nu vă mai bate joc de ei. Au spus că intră toți. Părintele de la mitropolie, să stăm toți la coadă, pentru că toți... Deci, domne, eu din București am intrat. Din Baia Mare au intrat, din Timișoara au intrat. Toți am intrat. Când ne-au dat voie prin față până la Teofan. Da, și v-ați dat toți, s-au dat toți jandarmii la o parte. Eu nu, i-am pus la coadă, deci să stea la rând să intre toată lumea. Da? Nu, dacă era eu nu intram. Deci nu, lăsați-mă cu prostiile, hotărârea de guvern, deci lăsați oamenii să intre. În cele din urmă, oamenii din afara Iașului au trecut pe la racla sfântă.